suntem în perioada de revizii. Acum facem revizii la toate cazanele care au fost puse în funcțiune pe perioadă mai scurtă, într-adevăr, la sfârșitul acestei ieri, dar care au funcționat corespunzător, având în vedere vechimea lor. Acum le facem niște revizii, pot să spun, în procentaje destul de mari, astfel încât iarna viitoare să nu avem nicio problemă. Avem backup-uri acum la amândouă tipurile de, să zicem, ansamblurile de funcționare pe timp de vară, atât pe timp de vară cât și pe timp de iarnă, deci nu mai funcționăm decât cu un singur, să zicem, o singură structură. Avem în paralel tot timpul două structuri, dacă una pățește ceva, imediat repornim a doua structură care îi ține locul până când se intervine la cea principală și se repune în funcțiune. Deci practic nu vom mai avea sincope de funcționare mari, adică care ar deranja foarte mult populația orașului Ploiești. Ați vorbit de accesarea de fonduri europene. Da. În momentul de față există timp suficient pentru acest lucru? Timp, știți cum e, timpul... Mai avem câteva luni până la iarnă. Pentru iarna asta nu o să putem implementa niciun proiect. Ele vor fi depuse, până la sfârșitul acestei luni va fi depus primul proiect pe rețele. Până la sfârșitul anului va fi depus, de fapt, practic, vor fi încă două proiecte care vor fi pe partea de producere, adică utilajele care produc energia termică și energia electrică. Ele vor fi implementate, primul proiect cred că va fi implementat cel mai devreme în vara anului următor, iar următoarele se vor derula pe următorii 3 ani. Cam așa va fi, deocamdată cam asta e prognoza. Legat de prețul, tariful la gigacalorie, prețul de producție în primul rând și ulterior, prețul local va fi stabilit de Consiliul Local. În momentul de față s-au aprobat pierderile care sunt în momentul de față corecte. Eu pot să spun că sunt puțin mai mari decât, adică acolo cu un procent, dar el este un procent care se află într-o marjă specifică aprobată de ANR. Avem, în momentul de față, avem 4 luni la dispoziție în care vom interveni pe sistemul primar și secundar și vom mai coborâ pierderea tehnologică. Eu cred că undeva între 4 și 6%, ceea ce înseamnă foarte, foarte bine pentru sistemul ăsta, ceea ce înseamnă că în momentul de față tariful, matricea de tarif este depusă la ANR și urmând să ni se transmită ce tarif vom între avea cât final. Și cât? În momentul de față e 605 lei. La o părere cât personală, să ne așteptăm? O părere personală argumentată, să spunem, doar de o privire de ansamblu asupra cifrelor care alcătuiesc această matrice, este că nu va crește prețul gigacaloriei în anul următor.